Bună dimineața din Paros. Bună dimineața. Este ora, cât este, Bubi? 8:30 și... Stai să mai luci o sumă. 8:30. 8:30 și ceva. Da. Așteptăm feriul care ne va duce în... Miloș. Miloș. Abia aștept. Da, și eu. Un ferii de 5 ore. Pentru că asta ne-a fost cel mai convenabil din punct de vedere al timpului, că noi trebuia să predăm cazarea pe la vreo 12-11, da. Cam așa. Și după aia rămâneam... Până seara... Și trebuia să predăm și mașina, că drumuri. Nu mai avea rost să închiriem o zi pentru doar câteva ore. Da, și atunci am decis să luăm acest ferii și ajungem la o oră convenabilă. Deci cu ferii celălalt ajungeam noaptea pe la 9-10. Da, era o problemă, da, și aia. Cu asta ajungem frumos la ora 2 și ceva, ar trebui, deja suntem... Nu suntem deocamdată în întârziere, dar vom fi. Numai că asta în 10 minute. Durează mai mult, da, vreo 5 ore comparativ, da, cu celălalt, care era o oră. Nu, erau 2 ore și 4 ore. 2 ore, 4 ore. Da, asta e bine. Da, nu e problemă, că ne găsim noi ceva de făcut. Mai stăm, da, mai ne plimbăm, mai... Da, vedem. Uiuț, cum te simți? Super! Super! Mă simt bine că stau aici la aer, știi, afară, pe balcon. Da, putea motorina. Deci părăsim Parosul. Da, e. Cam aceasta este, oameni buni. Ne luăm la revedere de la Paros. Parichia. A fost gazdă bună. Ai avut grijă de noi. Ne-a depostit. Ne-a distrat. Ne-a hrănit. Super a fost. Mai poți? N-am de ales. N-ai de ales. Fraților, mai avem încă vreo oră, cam așa, acum suntem... Încă două. No, încă unul și ajungem, știi? Da, încă suntem în Chimolos. E o insulă deasupra de Milo. Curioasă ce pat o să avem. Ce pat? Acum, da, când ajungi? Da. Mm-hmm. De ce ne-am îmbrăcat la fel? Dar crezi că o să avem pat la banii ăștia? Nu, eu nu cred. Nu cred. Cât plătim pentru? Plătim vreo 200. Da, pe câte? Pe 7? 7 nopți sau 6 nopți? 7 nopți. 7 nopți. Da. Wow. Deci tu zici că nu avem pat. Nu avem. Poate ceva hamac. E un coteț. Ceva hamac. O, ce frumos se vede apa. Da, apa e super turcoază. Uite, deja văd ce place. Uite-te aici ce frumos arată. Aha. Tot felul de roci. Wow, îmi place foarte, foarte mult. V-am zis deja că de insulă m-am îndrăgostit. Știam că e cea mai faină, dar nu că e cea mai faină. E... Wow. Unul dintre cele mai frumoase peisaje pe care le-am văzut eu. Du-te. În viața mea, da, această insulă. Du-te tu. O iubesc. O iubesc, mă, de... Bine. Pe cine iubești mai mult? Pe eu sau pe mine? Pe tine, mă, dă. Oh, nu m-am așteptat la răspunsul ăsta. Nu? Mă, luat din surprindere, n-am fost pregătită să reacționez. Nu, no, numai să nu plângi, mă, dă. Așa. Hei, am ajuns la cazare. Yay! Noi am zis să facem un challenge. Nu cum am vrut, am vrut să ne luăm cea mai ieftină cazare, da, pe care o găsim în Miloș. Am găsit-o, doar că am trișat un pic. Aveam o cameră, dar de ce era aia mai ieftină? Că era la subsol. Nu, era la, sau la parter, gen cum ar fi, doar că... da, am zis că totuși să luăm următoarea cea mai... ieftină, dar era o cameră triplă, un pic mai mare.
Și am văzut noi că baia poate că arată un pic mai fain și de-aia am zis că asta. Deci am plătit 200 de lire, 200 și ceva de euro, gen pentru 7 nopți. 250 sau cât a fost? Sau 230? Nu, nu mai știu, un euro, da, ceva de genul 220-230. Oricum 200 de lire pentru 7 nopți. Și acum ne-au făcut un upgrade. Ce zici, puț? Ne-au făcut un upgrade, ne-au mutat la camera de la etaj. With this beautiful view. Da, avem gorgeous view care, uitați-vă cum arată. Da, ok. Avem un balcon comun aici. Avem vecinii de la numărul 17. Noi suntem room number 7. Da, ca să nu ne certăm. Da, pe mese. Pe mese. Avem o scrumieră. Da, ce view. View face, deci pentru view să meritat toți banii. Uite, da, acoperișul deci, ăsta, de exemplu. View-ul ăsta face toți banii, priviți. Da. Acum, Bobi, și săracă și cu pretenții. Da. Da, în orice caz, super. Deci am primit un upgrade gratuit. Măcar are aer condiționat. De la camera triplă am ajuns iar înapoi la camera dublă. No problem. Da. Continuăm înăuntru. Mi-am ales asta camera dublă, n-am zis că totuși pentru view oricum ne trebuie 3-4. Bun, deci intrăm, nici noi nu am văzut așa, numai ne-am pus bagajele de nu am să ne onoarea. Explora camera. Mă lasă. Baia. Baia e ok. Ai? Da. Da. Pare un pic mai mult. Vasul de toaletă, nu așa de la cum nu-mi place mie, dar arată curat așa. Da, bun. Clasic. Avem un duș, avem noodle, showerhead. Sper să funcționeze capul ăla mare, să curgă mult apă pe mine. Doamne, uite că avem și... Avem din astea păiuți. Deci șampoane, la... da. Deci uscătorul ăsta, eu până mă usc cu uscătorul ăsta, o să stau toată ziua să mă usc, e așa mic. Draga mea. Bun. Nu ne uscăm atât acum. Ieși afară și camera deja este plină cu bagajele noastre. Să mă punem scaunul ăsta confortabil. Da, confortabil. Avem un view. Da. Avem tot la acoperiș. Tot la acoperiș. Wow. Dar e bine că uite, avem un geam în caz că e ceva, ieșim pe aici, direct. Da, ai mai ieșit pe geam vreodată? Sincer, da. Un pic. Un pic miroase, dar o dezinfectat, știi? Miroase a chimicale, cum o de... Ca în Londra, mai țin minte că n-am fost în Londra și miroase a nașta. Da, și cred că mobilierul ăsta, știi? Acum... Dar după ce se desește, o să fie... Da, da, e ok. În orice caz, sincer, sunt foarte mulțumit la cât am plătit. Da, e ok, pentru cât am plătit, da, și eu. Și, pentru cât am plătit, sincer, celelalte două cazări au fost mai scumpe, cu view, cu acoperiș, cu ficuri și n-am stat în ele... Absolut deloc, deci nu ne-am bucurat de ele, practic. Că nu am avut timp să stăm în ele și atunci, într-adevăr, e și mai ok așa să... Da, cum cazări. Suntem noi, nu se merită să investim deloc în cazări. Da. Deci și dacă am dormit în cort, ar fi aceeași poveste. Nu chiar. Nu chiar, baie. Da. Baie și ai condiționa să ai, practic, da. Vara. Asta e cel mai putat. Ok, în orice caz, sunt foarte entuziasmat pentru această insulă. Doamne, deci o iubesc deja. Cum am văzut-o de departe, sunt da, mega îndrăgostit. Unul dintre cele mai frumoase peisaje pe care le-am văzut în viața mea. Abia aștept să începem exploratul. Da, da, da. Ne vedem. Rămâneți cu noi. Apropo, ziceți-mi în comentarii ce credeți, dacă se merită, cât am plătit pentru ea sau nu. Da. Poate careva din voi a și fost aici. Da, nu știu. Da, suntem curioși. Da.